Vor exista mereu oameni în viața ta care vor încerca din răzputeri să te pună la pământ, să spună că nu ești în stare de nimic sau că tu nu ești deloc special. Și e normal să fie așa, pentru că trăim într-o lume în care fiecare este liber să spună ce vrea, chiar dacă asta presupune că tot ce spune să fie zis din ură. Și poți să asculți, să vezi ce are acel om de spus, poți să iei în considerare, poți chiar să-l aprobi pe moment. Însă singurul lucru pe care nu trebuie să-l faci este să nu lași părerea alte persoane să te definească pe tine. Pentru că indiferent de cum arată viața ta în momentul ăsta, indiferent de condițiile pe care trebuie să le suporți sau indiferent de oamenii pe care îi ai acum în jurul tău, viața ta se poate schimba în orice moment. Nu contează cine sau ce ești acum. Singurul lucru care contează este ca tu să poți să devii mai mult. Și când vine vorba de asta, nici măcar cerul nu este limitat. Nu lăsa oamenii și părerile altora să-ți formeze ție realitatea în care trăiești. Nu lăsa să definească ce este adevărat sau fals pentru tine. Poți să-i asculți dacă vrei, dar asta doar din politețe. Pentru că în cele din urmă, tu ești singura persoană care poate să decidă cine ești și ce poți tu să faci. Ai grijă de tine, pentru că doar tu ai responsabilitatea asta.